Oameni deosebiți care știu să mărăiască instrumentele cu mult profesionalism. Este vorba despre Orchestra de Muzică Populară Doina Prutului, ansamblu folcloric Merla Prutului și ansamblul de dansuri populare Mocâncuța din Cociulia. Bogăția unui popor vine din cultura sa și este dată de creațiile comunităților care îl formează. Familiile sunt nucleul de bază al societății. Ne naștem în familii, iar cei mai importanți ani în dezvoltarea noastră sunt petrecuți în căminile noastre. Dar fiecare viață de familie este diferită, la fel cum avem culturi diferite, moduri de interacțiune diferite. Viețile noastre sunt atât de agitate încât ziua familiei poate fi un bun prilej pentru a încetini acest ritm și de a petrece timp cu familiile noastre. Pentru deschiderea acestui spectacol, în fața dumneavoastră, Orchestra de Muzică Populară Doina Prutului, conducător și dirijor Viaceslav Bârcă.
Mulțumim, mulțumim mult Orchestrei de Muzică Populară Îndoina Prutului. Dragii noștri, vreau să menționez că la un interval de 30 de minute după finisarea spectacolului artistic, vă rugăm să rămâneți alături de noi pentru că va urma hora de sărbătoare. Cultura Raionului este de neconceput fără aportul adus de dumneavoastră, lucrători din domeniul culturii, precum și oameni simpli care cu dragoste în suflet culeg și transmit perlele neamului strămoșesc mai departe peste veacuri. Grație acestei munci asidue vom exista ca națiune, vom avea un viitor. Sunteți oamenii care știți să ardeți în meserie pentru popor, sunteți acei ce aveți grijă să nu sece izvorul talentelor. Frumos mai cântă merla, arăba de sus pe coastă, feciorul care-i fecior, toți flăcăi în sat la mine, în scenă se invită ansamblu folcloric cu titlu model Merla Prutului, conducător artistic Irina Bârgă. Thank you.
Mulțumim mult ansamblului folcloric Men la Prutului, conducător artistic Irina Brâcă, cu siguranță vor mai reveni în scenă. Cultura înseamnă